Timișoreni sunt în alertă după ce o nouă mașină a fost incendiată în Timiș. De această dată e vorba de bolidul fostului consilier județean George Tarus. Acesta spune că a primit o amenințare acum câteva zile în care a fost atenționată. Iar incidentul vine la câteva zile după ce mașina jurnalistului Dragoș Boță a ars aproape în totalitate. Acesta a spus că e vorba de o acțiune de intimidare în stil mafiot. Și stăm de vorbă cu Dragoș Boță, redactor șef presalert.ro. Dragoș, bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim așadar despre o nouă incendiere. Ce informații clare sunt până la această oră și ce suspiciuni există? Este o anchetă în plină desfășurare. Eu am vorbit în această dimineață cu fostul consilier județean care îmi spunea că a fost amenințată și că noapte s-a trezit că mașina este în flăcări. Vorbim de un BMW seria 4 nou-nouț, a fost cumpărat în urmă cu câteva săptămâni. La fața locului au sosit pompieri care au stins incendiul, au sosit și criminaliști care au început să facă cercetări și au descoperit faptul că în zona din fața mașinii erau niște urme de material textil arse în zona între roata din stânga față și capota mașinii. Ulterior publicării apariției acestor informații în presă a venit un comunicat oficial din partea ISU Banat în care se susține că incendiul ar fi pornit de la, ce să vezi, un scurt circuit electric de la un cablu electric defect. Adică ancheta deja e finalizată din punct de vedere al pompierilor? Pompierii, aceasta este poziția lor oficială. Cert este că criminaliștii și poliția au făcut și fac în continuare cercetări. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Așa cum spuneai și tu, Georgeta Rus a declarat că a fost amenințată în urmă cu câteva săptămâni de un bărbat. Se fac acum verificări să vadă ce și cum vor obține ca informație. Pompierii, aș remarca un lucru, faptul că și în dimineața zilei de sâmbătă, într-o primă fază, și în cazul mașinii mele, s-a spus că este un scurt circuit electric, asta deși mașina nu mai era pornită de una. Mulțumesc foarte mult, Dragoș. Vom urmări cu siguranță cum evoluează această anchetă. Continuăm cu alte informații de ultimă oră.